Dragi jurnaliști, bună ziua! Vă salutăm în cadrul evenimentului de astăzi. Vă mulțumim pentru prezența și pentru suportul pe care îl demonstrați în informarea populației în perioada pandemică. În cadrul evenimentului de presă care îl organizăm astăzi la Ministerul Sănătății, vom veni cu informații privind evoluția situației epidemiologice prin COVID-19, cu datele pentru bilanțul săptămânal. La fel, vom vedea care este progresul în implementarea campaniei de vaccinare și după care vom veni cu anumite precizări referitor la deciziile CNESP, care am văzut ieri au fost poate nu cu clarificări reflectate de către mass media. Deci, pentru început, vedem că intensitatea procesului epidemic este în continuă escaladare. A fost înregistrată o creștere atât a numărului de cazuri noi, cât și a numărului de decese pe parcursul săptămânii precedente. În total, în săptămâna precedentă au fost înregistrate 9.443 de cazuri noi, cazuri raportate pe zi, fiind în mediu 1.349. Vedem că urbele Bălți și Chișinău sunt epicentrul epidemiei la nivel național. Mediul urban, având populație densă și o rețea de transport, amplifică răspândirea și transmiterea infecției prin virusul SARS-CoV-2. Vedem incidența care a fost înregistrată la Bălți și Chișinău, deci a depășit cu mult pragurile de alertă stabilite ca nivel roșu. La fel avem din teritorii periferice, cele mai afectate raioane sunt Sângerei, Basarabeasca, Glodeni și Anenii Noi. Deci sunt acele patru teritorii unde nivelul de incidență a depășit valorile stabilite pentru prag roșu. La fel este de îngrijorare situația la granițele țării. Aici vedem nivelul de incidență înregistrat în Republica Moldova. Depășește media înregistrată în regiunea europeană, totodată țările limitrofe și în special ne referim la România, înregistrează o creștere semnificativă a cazurilor noi de infecție prin COVID-19 și reieșind din circulația intensă a cetățenilor din aceste două țări, deci suntem putem să ne așteptăm și la anumite consecințe sau la anumite creșteri și intensificarea procesului epidemic și în Republica Moldova. Aici avem datele referitor la severitatea procesului epidemic, reflectate prin numărul de decese și indicatori de mortalitate. Astfel, la nivel național, numărul de decese asociate COVID-19, cumulativ de la începutul pandemiei, a depășit 7.000. Din acestea, aproape 3.000 au fost înregistrate după inițierea campaniei de vaccinare, deci în perioada când deja avem disponibil vaccin împotriva COVID. Decesele și persoanele care decedează sunt pacienți, în mare parte pacienți care nu se vaccinează. Cu aceste date venim și în continuare, vă prezentăm mai multe date. Referitor la presiunea asupra sistemului medical, la fel vedem că este în creștere. Deci în fiecare zi în spitalele din țară, pe parcursul săptămânii precedente au fost internați peste 400 de pacienți cu diagnosticul de COVID-19. Vedem că ritmul cu care vin pacienții în sistemul medical este mult mai accelerat și secțiile se completează practic imediat, în câteva zile, astfel
trebuie să extindem în mod continuu capacitățile în sistemul spitalicesc. Când ne referim la pacienții care sunt internați în secție de terapie intensivă, în stare gravă, la fel și numărul acestor persoane este în creștere pe parcursul ultimelor săptămâni. Deci, săptămâna precedentă, în mediu, în secțiile de terapie intensivă, se aflau peste 232 de pacienți, vorbim în fiecare zi, dintre care peste 35, mai exact în mediu 36 de pacienți fiind conectați, intubați, conectați la respirație artificială. Referitor la capacitățile existente în sistemul medical, deci la moment avem mobilizate în sistem la nivel național peste 2800 de paturi destinate pacienților COVID, în special sau inclusiv peste 300 de paturi de terapie intensivă, dar vedeți, rata de ocupare a acestor paturi este destul de înaltă, deci în permanență suntem în situație să mobilizăm paturi noi atât în Chișinău, cât și în teritoriile sau în raioanele țării. La ziua de astăzi, în secțiile de terapie intensivă, la nivel național, avem aproape 300 de pacienți, dintre aceștia 36 sunt intubați. Datele care le prezentăm de repetate ori cu mesajul că vaccinarea ne asigură totuși protecție de a dezvolta formele severe. Deci vedem că la ziua de astăzi, din totalul pacienților internați cu diagnostic de COVID, 88% din aceștia nu au schema de vaccinare completă. Și schema de vaccinare completă ne referim administrarea ambilor doze sau unei doze în dependență de vaccinul folosit și 14 zile după ultima doză administrată. La fel, din pacienții pe care îi avem astăzi în terapiile intensive, deci cei care necesită îngrijiri medicale intense, 91% din acești pacienți sunt persoanele care nu au schema de vaccinare completă. Deci, acest lucru ne demonstrează încă o dată că administrând vaccinul putem preveni apariția cazurilor grave și probabilitatea de a nemiri în secție de terapie intensivă. Totodată cunoaștem că mortalitatea persoanelor care deja sunt intubați sau care sunt în terapie intensivă este mult mai înaltă comparativ cu persoanele care fac formele ușoare sau medii. Referindu-ne la progresul campaniei de vaccinare, putem menționa că la nivel național, către ziua de 10 octombrie, am reușit să atingem o acoperire vaccinală de circa 24%, ceea ce este important să menționăm atunci când interpretăm aceste date. 24% sunt persoanele vaccinate din populația generală. Totodată cunoaștem că conform strategiei de vaccinare în Republica Moldova, persoanele eligibile pentru vaccinare sunt persoanele cu vârsta mai mare de 18 ani. Și dacă ne uităm la datele pe grupe de vârstă, vedem că în majoritatea grupelor de vârstă, majoritatea persoanelor care administrează vaccinul, această cifră de fapt depășește media care avem în populația generală. Cea mai înaltă acoperire vaccinală fiind înregistrată la persoanele vârstnice. Ritmul de vaccinare
pe parcursul ultimelor săptămâni, de fapt, stagnează, da, cu o tendință de încetinire. După lunile când a fost înregistrată o vaccinare mai intensă, în special în perioada lunilor de vară. Și în aspect geografic, în continuare, în municipiul Chișinău, în cadrul municipiului Chișinău, înregistrăm cea mai înaltă acoperire vaccinală, care se apropie de cifra de 40%. Din nou, datele acestea reflectă persoanele, populația generală, da? Și nu pe grupe de vârstă. Deci, la final, menționăm că în Republica Moldova se menține starea de urgență în sănătate publică, stare care a fost declarată prin decizia Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică pentru perioada 10 septembrie 30 octombrie. În acest context, și ați văzut și datele bilanțului săptămânal, unde avem municipiul Chișinău și municipiul Bălți cu incidența foarte îngrijorătoare, care a depășit pragurile stabilite de alertă sau prag de nivel roșu. În aceste condiții și în această situație devine imperativă respectarea măsurilor de siguranță și a restricțiilor pentru asigurarea controlului de răspândire a infecției. Este la fel de necesară mobilizarea resurselor necesare pentru aceste măsuri, pentru măsurile de răspuns. Una din măsurile stabilite, cunoașteți că a fost introdusă și obligativitatea de prezentare a certificatului COVID pentru acces în mai multe în cadrul mai multor tipuri de activități economice și sociale sau mai diferite unități care realizează aceste activități. În acest sens, de echipa Agenției de Guvernare Electronică, de comun cu Agenția Națională pentru Sănătate Publică și Ministerul Sănătății, a fost elaborat sistemul, sau de fapt a fost perfecționat sistemul de evidență a vaccinărilor, care a fost extins pentru a acoperi și certificatul de testare și certificatul de recuperare. Astfel, din data de 15 octombrie, în Republica Moldova se introduce aplicarea sau există posibilitatea ca toți cetățenii să obțină acest certificat COVID. Certificatul COVID însemnând trei tipuri distincte de certificat: certificatul de vaccinare, care atestă statutul de imunizare a persoanei, și ne referim aici la schema completă de vaccinare. Al doilea tip de certificat este certificatul de testare, care atestă sau certifică un rezultat negativ la test diagnostic, atât testul PCR cât și testul la antigen. Și al treilea tip de certificat este cel de recuperare, care atestă vindecarea persoanei după ce a suportat boala COVID. O precizare în acest sens, deci sistemul respectiv este deja funcțional, a trecut etapa de testare, începând cu ziua de ieri, toate laboratoarele care realizează, care efectuează testele diagnostic la virusul SARS-CoV-2, raportează în acest sistem elaborat, instituit. Un aspect important despre care cunosc și laboratoarele care realizează testul, dar care este bine să cunoască și cetățenii: în cazul persoanelor care solicită efectuarea testului de diagnostic, și aici ne referim testul de diagnostic la antigen, în scopul obținerii certificatului COVID,
se utilizează doar testele care se regăsesc în lista testelor rapide antigen, care este agreată de Uniunea Europeană. Acest lucru este necesar pentru a asigura compatibilitatea și recunoașterea certificatului COVID, care se eliberează în Republica Moldova, cu cel la nivelul Uniunii Europene. Și o altă precizare cu care aș dori să fie menționată în cadrul evenimentului de astăzi este acea modificare care a fost aprobată prin decizia, prin hotărârea CNESP din data de 8 octombrie și se referă la condiții de încheiere înainte de termen a regimului de carantină pentru elevi. Deci, atenție, aceste condiții sunt stabilite doar pentru elevi care sunt contactii asimptomatici. Deci, elevi sau studenți plasați în regim de carantină după ce au avut contact cu un caz confirmat de COVID. Și în asemenea cazuri, elevul sau studentul are posibilitatea să revină la studii în format fizic după a șaptea zi cu condiția unui test negativ și cu condiția că pe parcursul acestor șapte zile nu a prezentat careva semne clinice. Prevederile respective nu se referă la elevi studenți care sunt confirmați cu infecția SARS-CoV-2 și care sunt plasați în autoizolare. În aceste cazuri, perioada de autoizolare se menține pe minimum de 14 zile, da? După care elevii pot reveni la viața socială și la studii. Deci, acestea au fost informații care am vrut să vă relatăm, dacă aveți întrebări. Iuliana Maranciuc, reporter Pro TV. Bună ziua! Mai întâi vreau o mică precizare să fac. La numărul de paturi la secția de terapie intensivă era menționat că în țară sunt 315 disponibile, 308 sunt ocupate și libere 17. Poate de verificat sau să ne spuneți 315 minus 308 sunt 7. Deci sunt 7 libere acum în țară sau 17? Da, eu cer scuze dacă au fost careva neclarități sau în datele prezentate. La moment, așa cum am menționat, ocuparea paturilor constituie peste 90%, deci paturi libere sunt cu adevărat unice. Deci suntem în situația când activăm practic zilnic paturile noi. Venim, da, imediat după acest eveniment, vă dau cifra exactă. Ce se întâmplă în cazul în care sunt ocupate și cele 7 paturi care mai sunt disponibile în întreaga țară? Există posibilitatea de a extinde? Este situație cu care ne confruntăm foarte frecvent, da, atunci când practic suntem la limita capacităților disponibile. Aceasta înseamnă că vor fi mobilizate alte paturi, ceea ce înseamnă că persoanele care au nevoie de intervenții chirurgicale, inclusiv cele planice, dar și au nevoie de această terapie intensivă în perioada post-intervențională, cu regret, din nou vom orienta toate capacitățile și eforturile pentru a oferi asistență pacienților COVID în detrimentul celorlalte categorii de pacienți. Deci, în această situație, vom mobiliza noi paturi, dar, încă o dată menționez, ca să fie foarte clar, aceasta înseamnă că alți pacienți nu vor avea acces la servicii de terapie intensivă în cazul dat. Și există vreo soluție ca pacienții cu alte boli cronice să nu meargă acasă fiind în stare gravă, dar, nu știu, să fie transferați într-un spital, să fie un spital care totuși să interneze pacienții cu alte boli decât COVID? Da, stimați jurnaliști și colegi, deci trebuie să fim conștienți că capacitățile oricărui sistem au careva limite. Ceea ce încercăm să realizăm la moment este cu capacitățile maxime existente să le
ajustăm și să le prioritizăm în asemenea mod, ca pe de o parte să asigurăm toată asistența necesară pacienților cu COVID și aici cu adevărat este prioritizare. Pe de altă parte, noi deci nu putem astăzi exclusiv toate capacitățile direcționa doar pentru această categorie de pacienți. Dar evident, cazul în care predominant, da, ne preocupăm de o singură patologie, aceasta înseamnă că aceleași resurse umane, aceleași resurse de aparataj, da, necesar, inclusiv paturi pentru internare, sunt direcționate pentru o singură categorie de pacienți. Ce se întâmplă cu dozele de vaccin care expiră? În luna septembrie erau 10.000 de doze de AstraZeneca care expiră la sfârșitul lunii octombrie. Ele au fost administrate sau totuși un număr anumit de doze va fi nevoie să le aruncăm? Da, referitor la asimilarea dozilor disponibile de vaccin, cu adevărat avem în țară stocuri cu diferit termen de expirare, ceea ce ne reușește la moment și, de fapt, toate recepționări de vaccin încercăm să le sincronizăm cu tempoul și cu ritmul de asimilare a vaccinului. Evident că ne-am dorit un ritm mai accelerat. Până la moment, factorul de pierdere pentru vaccinurile, în special vaccinul AstraZeneca, care conține mai multe doze în flacon, constituie sub 10%, ceea ce este o limită admisibilă. Deci, cunoașteți că după deschiderea flaconului, da, există o limită de timp în care aceste doze pot fi administrate. Deci, noi nu avem astăzi loturi care au expirat. Unicele doze care au fost rebutate se încadrează în acel factor de pierdere. Ne referim la dozele care nu au fost totalmente utilizate din dozele disponibile din flacon. Da? În rest, pentru vaccin Pfizer avem doze unice, da, care au fost expirate, deci dacă nu greșesc sub 10, este, din nou, se încadrează în acel factor de pierdere care este admisibil. Lyubov Plamondeală, TV8. Vreau să întreb cum vedeți administrarea în școli, pentru că avem o creștere a copiilor, elevilor infectați cu COVID-19. Chiar recent Ștefan Gligor a scris că s-a infectat familia după ce copilul s-ar fi infectat. Nu știu, n-ar putea reveni copiii online sau parțial online? Da, este un subiect foarte important. Conform tuturor recomandărilor, atât a organizațiilor internaționale, aici ne referim în special UNICEF, OMS, inclusiv autoritățile din mai multe state în regiune, inclusiv autoritățile din Republica Moldova, măsurile de răspuns la pandemia COVID presupun că școlile sunt primele instituții care se deschid și ultimele care își asistează activitatea. Deci, ceea ce trebuie să ne asigurăm cu toții este condiția și faptul că școlile activează în condiții de siguranță. Anume, cu acest scop au fost aprobate anumite cerințe pentru profesori, da? Și profesorii sunt persoanele care pot fi vaccinate și în primul rând, da, acea categorie de specialiști, de acea categorie profesională, cazul în care avem cadrul didactic nevaccinat, înseamnă că dânșii își fac testul cu o anumită periodicitate, în special o dată la 2 săptămâni, anume pentru a asigura acest mediu mai sigur. La fel, este foarte important ca la apariția cazurilor în școli să se intervine cu măsurile epidemiologice. În cazul respectiv, grupa sau clasa cu adevărat trece în regim de carantină și este plasată în online. La ziua de astăzi, ceea ce este important, noi nu avem școli
dar bine, aici ar fi de precizat cu Ministerul Educației, erau doar câteva școli care au trecut pe online. În celelalte cazuri, merge vorba de o clasă sau câteva clase în cadrul instituției, care din considerente epidemiologice, pe perioada, adică temporar, își realizează activitatea online. Deci nu avem situații care astăzi să ne pună în gardă, se asigură controlul. Uh-huh. Și încă un aspect foarte important, noi cunoaștem că cea mai bună protecție a copilului sunt adulții cu care comunică, adulții vaccinați. Deci părinții care cu adevărat doresc să asigure un mediu sigur pentru copil, în mod obligator trebuie să fie vaccinați. Aceasta scade semnificativ riscul de infectare. În mai multe state din Europa este practicată cumva testarea copiilor. De exemplu, părinții primesc 3 teste pe săptămână, testează copilul dimineața, dacă e pozitiv, evident, nu merge la lecții. Ar putea fi implementată o astfel de soluție în Republica Moldova? Da, la moment ați văzut că s-a introdus măsura de testare în cazul contactelor, adică elevilor care au fost în contact cu cazul pozitiv. La ziua de astăzi noi nu avem o strategie de testare universală, da? Ceea ce presupune testarea obligatorie a copiilor care frecventează școală. În dependență de evoluția procesului epidemiologic și cazul în care la monitorizare, la supraveghere situației în școli, da, va apărea necesitatea instituirii unor asemenea măsuri, cu siguranță intervenim. Lucru care ne bucură este că la moment suntem asigurați cu teste și la necesitate poate fi aplicată și această măsură. Sabina Hirianov, reporter Canal 2. În contextul crizei sanitare din România, știm că acolo pacienții deja vor fi preluați de alte țări, vrem să știm, ministerul, cu ce măsuri ar urma să vină în contextul în care moldovenii tot circulă în România și există un flux destul de ridicat, dacă să ne uităm la cifrele serviciului VAMAR. Da, este exact acel aspect care ne îngrijorează și care am comentat și când am prezentat datele. La moment este un subiect pentru, inclusiv pentru discuție în cadrul următoarei ședinței Consiliului Național, Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică. La moment se monitorizează situația, nu sunt impuse careva restricții. Ceea ce este important, că toate persoanele care traversează hotarul Republicii Moldova pe sensul de intrare, cunoașteți că sunt stabilite măsurile sau condițiile de intrare, deci toate persoanele în mod obligator prezintă fie certificatul de vaccinare, fie certificatul de testare. Persoanele care nu dispun de nici unul din aceste certificate, în mod obligator sunt plasați în carantină și respectă carantină pe parcursul 14 zile. Deci, la moment nu limităm circulația cetățenilor dintre aceste două țări, dar se asigură respectarea acestor măsuri care sunt în vigoare. Deci, obligativitatea prezentării certificatelor la intrare în țară. Și o precizare referitor de secțiile de terapie intensivă. S-au monitorizat sau cel puțin s-a făcut o evaluare a acestor secții? Câte din ele din țară au sisteme de depistare a fumului sau de stingere a incendiului? Da, la fel este un subiect de mare importanță și responsabilitate. Cu siguranță cunoașteți cazurile din alte țări unde au fost anumite accidente sau incidente, da, în instituțiile medicale. Din acest considerent, da, au fost evaluate și toate instituțiile care... Deci ne dăm foarte bine seama că oxigen, sursele de oxigen de care au nevoie acești pacienți prezintă un anumit risc, da? Din acest considerent, toate instituțiile care astăzi sunt antrenate în oferirea asistenței pacienților COVID sunt
atenționați referitor la acest aspect și s-a efectuat și evaluarea în acest sens. Cunoașteți și condițiile la centrul COVID, da, care de repetate ori au fost aceste riscuri semnalate, ceea ce se asigură la moment, adică o anumită perioadă a existat și o auto specială din serviciul pompieri, care deci este în imediată apropiere, deci noi ne asumăm sau asigurăm acoperirea riscurilor la toate etapele și chiar în cazul survenirii unui accident, care în primul rând azi se depun toate eforturile pentru a preveni, dar inclusiv la un eventual apariție, deci și serviciul de pompieri în primul rând este alertat sau atenție maximă pentru aceste obiective, pentru aceste unități sanitare. Deci toate secțiile la noi sunt dotate cu detectoare. Aceasta este o măsură de siguranță. Nu se referă doar la secțiile de terapie intensivă, este o măsură de siguranță pentru orice instituție medicală. Daniela Danilova, Cotidianul TV. Recent ați lansat o campanie de informare și mobilizare în universități. Ne puteți spune câți studenți au vaccinat în cadrul acestei campanii și unde s-au deplasat voluntarii? Doar în universități din Chișinău sau și din alte raioane? Da, referitor la rezultatele campaniei, încă nu le avem centralizate. Campania este la a două săptămâni, dacă nu greșesc, în derulare. Din considerentul că din data de din prima săptămână lunii octombrie, având în vedere că în municipiul Chișinău este instalat pragul de alertă roșu, universitățile au trecut la regimul de activitate online, inclusiv și o parte din activitățile în cadrul campaniei au fost reajustate, da, și au fost reformatate. Studenții, în mare parte voluntarii, reieșind din faptul că totuși tineretul, studenții sunt concentrați în municipiul Chișinău, până la moment aceste activități au vizat în special căminile studențești sau acele comunități, campusurile universitare, dar după cum am zis, o parte din activități au fost reformatate și pentru regimul online. Da, rezultatele, sigur, vom veni odată ce vor fi colectate, deci peste, la o lună distanță de implementare a campaniei vom avea și rezultatele acestor activități. În ultima hotărâre a comisiei a fost scris și faptul că adulții trebuie să aibă, să dețină un act de identitate în spațiile publice, atât închise cât și deschise. Vrem să știm când și în ce condiții acesta ar putea fi cerut, acest act de identitate. Da, eu vă mulțumesc că atenționați și cetățenii asupra acestei măsuri sau acestei prevederi. Cu adevărat, pentru perioada stării de urgență în sănătate publică, s-a impus această obligativitate de a avea asupra sa un act de identitate. Menționez aici că este acceptabil și o copie, inclusiv da, o fotocopie în format electronic. Puteți păstra o copie a buletinului în dispozitivul mobil pe care îl aveți în posesie. De ce este important acest lucru? Atunci când persoana încalcă regimul stabilit, da, măsurile care este obligat să respecte în spațiul public, la intervenirea organelor de control este important persoana să fie identificată. De aceea, cel puțin IDNP-ul, da, persoanei este, ajută colaboratorii, inclusiv a poliției, să intervină în aceste cazuri.
Mai am o întrebare, vă rog. În decizia comisiei este scris că angajații, adică mă refer la cei care activează în instituțiile de învățământ, trebuie să se testeze din cont propriu. Într-un răspuns primit de Federația Sindicală Educației de la Ministerul Muncii, este arătat că, de fapt, angajatorul trebuie să suporte cheltuielile pentru testare. Se cam bat cap în cap deciziile. Vrem să înțelegem cine trebuie să suporte aceste cheltuieli pentru testarea profesorilor, educatorilor. Da, la acest subiect pornim de la constatare că astăzi, în Republica Moldova, statul oferă acces universal la vaccin. Da? Și noi cunoaștem că vaccinarea, de fapt, este cea mai eficientă soluție de a preveni cazurile de îmbolnăvire. În condițiile în care statul suportă toate cheltuielile aferente procesului de vaccinare și acesta este disponibil absolut pentru orice persoană din orice localitate, nu considerăm corect ca și cheltuielile care sunt legate de testare în cazul persoanelor care refuză să fie vaccinate, să fie suportate din nou la fel din contul statului. Este absolut în dreptul angajatorului să identifice aceste soluții și să vină în suportul angajaților, ceea ce la moment nu este posibil ca acest lucru să fie acoperit sau cheltuielile acestea să fie acoperite din partea statului. Trebuie să fim conștienți că cheltuielile suportate și de Ministerul Sănătății, de Sistemul Sănătății, dar nu doar, sunt enorme. Deci fiecare pacient care ajunge să fie tratat de COVID, în special în spital, în special în secție de terapie intensivă, pentru tratamentul acestor cazuri, sistemul suportă cheltuieli foarte mari. Deci deja din sistemul public au fost cheltuite mai mult de 3 miliarde de lei, doar pentru categorie pacienților sau asociate tratamentului COVID. În aceste condiții, testarea, da, deci este pe seama, nu le suportă statul, dar soluțiile pot fi identificate în mod individual de angajat și cu angajator. Deci angajatorul decide dacă salariatul... Dacă există asemenea posibilitate și angajatorul poate veni în suportul angajaților, deci acesta nu este ilegal, este absolut salutabil. Da, și ultima, ieri o angajată dintr-o grădiniță a scris că a efectuat în fiecare zi câte un test de diferit tip. În fiecare zi rezultatul i-a fost diferit. Luni a arătat negativ, marți pozitiv, miercuri iarăși negativ, apoi iarăși pozitiv. Cum comentați? Adică cum este posibil să fie așa ceva? Referitor la strategie de testare și la tipul testelor care sunt în utilizare. Deci dacă ne referim la COVID, cunoaștem că sunt două tipuri de teste. Vorbim de testul PCR și testul la antigen. Ambele aceste teste, ca și orice test diagnostic, da, are anumite limitări. Vorbim de sensibilitate și specificitatea testului. Și în cazul persoanelor care sunt testate cu scop diagnostic, pentru nivel populațional este absolut acceptabil testarea rapidă și în cazul acesta noi avem mai multe avantaje, da? Noi putem asigura, acoperi mult mai multe persoane, rezultatul testului este mult mai rapid pentru a lua anumite măsuri. Totodată, cazul în care persoana este pozitivă, prezintă semne clinice, dar are un test negativ, dezavantajul acestui test, da, că poate prezenta rezultate fals negative. Deci există, din nou, pentru nivel populațional, acesta este absolut acceptabil, pentru că scopul nostru, ca și intervenție de sănătate publică, este să depistăm cât mai mult. Chiar
asumându-ne că avem o anumită limită la precizie, da? Dar folosind acest test rapid, în schimb, putem asigura acoperirea mult mai largă. Cazul în care persoana prezintă semne clinice și are un test rapid negativ, conform protocolului, în mod obligator, persoana este testată cu testul PCR, pentru că testul dat are o sensibilitate mai înaltă și mult mai redusă sau este mai puțin să avem, mai puțin probabil să avem un rezultat negativ, fals negativ. Deci, nu cu certitudine fiecare caz trebuie să fie analizat individual, doar am vrut să vă atenționez că există anumite avantaje și dezavantaje pentru ambele tipuri de teste. Din nou, le aplicăm ca și strategii populaționale, da? Noi nu vorbim de cazuri individuale. Pentru cazuri individuale există protocoale clinice și pas cu pas lucrătorii medicali trebuie să urmeze diagnosticul conform protocolului clinic. Da, mulțumesc. Precizare la acest caz, dacă se poate. Eu citisem postarea acestei profesoare, ea scria că a făcut test PCR și a primit într-o zi pozitiv și tot cu test PCR a primit rezultat negativ. Și a fost telefonată de medicul de familie și a fost amenințată că dacă nu vine la medicul de familie, va trimite poliția acasă. Adică ce faci în cazul în care ești negativ, dar ai un rezultat fals pozitiv și ești obligat într-un mod oarecare să rămâi acasă în autoizolare, fiind nefiind infectat. Da, lucru care trebuie să menționăm și care trebuie să cunoaștem, că aceste decizii pe cazuri individuale sunt coordonate de către lucrătorul medical. Da? Și este în obligațiunea lucrătorului medical să stabilească acea conduită corectă pentru fiecare caz, da? În situația unui test pozitiv, este absolut evident că lucrătorul medical trebuie să declare acest caz în sistemul de supraveghere ca și caz confirmat și persoana trebuie să urmeze acest regim de autoizolare. Da? Din nou, neavând mai multe detalii, îmi vine greu acum să mă pronunț, dar cazuri individuale sunt cazuri pentru conduita lucrătorilor medicali în baza protocolelor care le avem aprobate. Da? Încă un aspect foarte important. Noi nu recomandăm și nu este corect să mergem de la un laborator la altul. Deci, dacă persoana prezintă simptome, v-am menționat deja, un rezultat negativ la test rapid în mod obligator se face și un test PCR. Deci dacă e pozitiv, înseamnă că se confirmă și este depistat. Dar nici la nimeni, la nicio persoană nu se recomandă testarea și retestarea în diferite laboratoare. Deci trebuie să vedem cu ce scop se realizează, s-a efectuat acest lucru. Deci, cazuri individuale, vă rog să am acceptul, da, să nu comentez pentru că nu cunosc detalii. Adela Șepciuc, Jurnal TV. Anterior, maratoanele de vaccinare au fost suspendate din cauza numărului mic de persoane care se imunizau. Același lucru vedem că se atestă și în cadrul unităților mobile de vaccinare. Dacă luați în calcul și suspendarea acestora? Da, în situația în care acoperirea de vaccinare a ajuns doar la sub 25%, ați văzut datele, da? Pentru noi chiar contează fiecare persoană vaccinată, fiecare persoană care îi se oferă protecție prin administrarea acestui vaccin. Odată ce acest serviciu mai este solicitat și am văzut chiar în acest weekend, da, persoanele care de fapt s-au prezentat la aceste puncte mobile de vaccinare, de comun cu Primăria Municipiului Chișinău, pentru că este un
serviciu gestionat de către servicii în cadrul municipiului Chișinău. Decizia este de a continua și de a-l pune în continuare la dispoziția cetățenilor. Ana Prisejniuc, primul în Moldova. Vreau să ne spuneți care este situația în spitalele raionale, dacă sunt toate cu profil COVID, dacă sunt suficiente paturi activate, secții terapie intensivă sau pacienții în stare gravă sau extrem de gravă sunt aduși la Chișinău, pentru că starea este destul de gravă, după cum am văzut, în Bălți, Sângerei și Glodeni. Referitor la teritorii, avem spitale în care sunt activate paturi COVID. Noi nu vorbim astăzi încă de activarea paturilor COVID în fiecare instituție medicală. Da? Deci sunt instituții desemnate, sunt serviciul de asistență medicală urgentă prespitalicească cunoaște care teritorii, către care instituții sunt referite, da, în baza acestui model. Exact cum și pentru municipiul Chișinău, v-am zis că situația practic, datele operative le analizăm în fiecare zi și inclusiv și în teritorii, pe parcursul ultimelor săptămâni, suntem în situație că activăm în continuare paturi noi. Cu aceleași consecințe, da? Persoanele cu alte categorii de boli, practic, sunt cumva distanțate de acces la servicii medicale. Puteți să ne spuneți care spitale sunt activate cu profil COVID din țară, spitale raionale? Da, noi putem să vă prezentăm sau la solicitare putem posta această informație publică să cunoașteți exact câte paturi în care spitale sunt activate. Ceea ce este important, că astăzi acoperim toate regiunile, da? Ne referim la regiunea Nord, Centru, Sud. În fiecare din aceste regiuni avem instituții medicale desemnate care internează pacienții cu COVID. Da, și referitor la testarea gratuită a elevilor. Ce se întâmplă cu copiii care învață în sate, de exemplu, și trebuie să meargă la comună să se testeze? Este nevoie de o programare prealabilă? Trebuie, nu știu, o oră anumită, o zi indicată pentru primirea elevilor sau pot să meargă oricând? În cazul testării elevilor, foarte corect ați menționat, pentru elevi testarea este, vorbim din nou, de elevi care își efectuează testul cu scopul de a încheia perioada de regimul de carantină înainte de termen. Testarea este gratuită. Noi nu am creat careva sisteme paralele și am considerat că cel mai eficient în acest caz este să antrenăm resursele deja existente în asistența medicală primară. Deci, în cazul dat, părintele împreună cu copilul se prezintă la medicul de familie unde este prelevată proba. Nu este necesar ca studentul sau elevul împreună cu părintele să se deplaseze la centrul raional. Proba este prelevată de către medicul de familie și se trimite în continuare pentru investigare în laborator. Vă mulțumesc și vă urez o zi bună!